Astăzi, IPJ Hunedoara a prezentat bilanțul activității desfășurate în primele 9 luni ale acestui an de polițiștii rutieri. Dacă în urmă cu 5 ani, în această perioadă, s-au înregistrat 173 de accidente grave, anul acesta numărul acestora a fost doar de 61. Accidente grave soldate, din păcate, cu decesul a 21 de persoane și rănirea gravă a altor 44. Cu ocazia activităților zilnice întreprinse pe teren, polițiștii au aplicat în total 24.366 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legislației rutiere. Un număr de 110 sancțiuni au fost aplicate șoferilor care conduceau sub influența băuturilor alcoolice, iar în 158 de cazuri s-au întocmit dosare penale pentru aceeași cauză. Tot cu dosare penale s-au ales și 19 șoferi aflați sub influența drogurilor. Numărul acestora putea fi mai mare, dar polițiștii rutieri se confruntă cu o mare problemă. Din 32 de testări pozitive la substanțe interzise, doar în cazul a 14 șoferi a fost confirmată prezența drogurilor. Deci este nevoie de drug teste performante. Încercăm modernizarea prin achiziția unor drug teste sau unor aparate de identificare a substanțelor interzise performante, astfel încât să nu avem o diferență foarte mare între cele depistate și cele confirmate. Și sunt ei în curs de achiziție la nivel central, urmează să fim dotați cu astfel de aparate care sperăm noi să vină în întâmpinarea cetățenilor, să fim mai eficienți. Conducerea IPJ Hunedoara a solicitat achiziționarea unor astfel de dispozitive și la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Hunedoara, ATOP.